Odată cu închiderea străzii Calea Unirii, ni s-a demonstrat din nou că la capitolul trafic stăm foarte prost. Cu relaxare, primarul Ion Lungu ne sugerează să ne păstrăm calmul și să avem răbdare. Se vor bloca două sensuri de circulație pe strada Calea Unirii între cele două sensuri giratorii de la Iulius Mall și de la fostul Romups. Aici vom lucra la rețelele de apă. Lucrările sunt de anvergură, trebuie să venim din Burdujeni, de la primăria, de la sediul primăriei din Burdujeni până la intersecția cu Traian Voi. Aici se face racordul între cele două conducte de apă. Va fi de lucru cam o lună de zile pe tronsoane pe Calea Unirii, o rută foarte importantă. De aceea fac un apel la suceveni să folosească rute auxiliare, ca să spun așa. Constructorii nu sunt prea optimiști în ceea ce privește perioada de desfășurare a acestei lucrări, însă au speranța că în maximum 40 de zile porțiunea de la bazar până la sensul giratorului din Burdujeni va fi gata, asta dacă nu apar și neprevăzute. Cât estimați că va dura lucrarea pe această porțiune? Deci 20 de zile estimam, până la stopul semaforul de la Carrefour și încă 20 de zile de la Carrefour până la următorul giratoriu de la Primatex. Acum depinde și ce surprize avem când vom săpa. Știm ce este dedesubt în teorie, dar știți că practica... Până vom scăpa de acest coșmar, fie ne înarmăm cu multă răbdare, fie uităm de autoturismul personal și mergem pe jos, pentru că nici cu mijloacele de transport în comun nu ajungem mai repede la destinație. Dacă vreți să evitați aglomerația de pe strada Calea Unirii, aveți două variante, să alegeți strada Gheorghe Doja sau varianta ocolitoare a Sucevei prin localitatea Șcheia. Sau ar mai fi o variantă de rezervă și anume să vă cumpărați bicicletă.